Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă întâmpin cu mesaje optimiste. Nu uitați cât de minunați sunteți! Am avut o scurtă pauză, m-am bucurat și eu de timp cu familia mea, nu neapărat de odihnă, și acum am revenit alături de voi să vedem ce mesaje noi ne mai apar. Sper că sunteți sănătoși, liniștiți și că vă bucurați de această perioadă de voie bună, în funcție de ce aveți voi în viața voastră acum. Haideți să vedem care sunt mesajele. Cu rugăminte, evident, să țineți cont de faptul că citirea este generală. Nu vreau să aud povești, comentarii. Dacă vă folosesc mesajele, mă bucur mult. Dacă nu, lăsați-le deoparte și mergeți către altcineva sau către locul potrivit vouă. Să vedem, pentru toate sufletele frumoase de care mi-a fost dor, pentru familia mea de suflete de aici, ce mesaje avem? Iată, mi-au picat două. Avem stimulare și curaj. Dragii mei, energia zilei vă îndreaptă către curaj. Cred că unii dintre voi ați trecut prin ceva situații poate nu foarte plăcute pentru voi sau care v-au pus un pic pe jar. Situații mai picante, mai neobișnuite sau neconvenționale, să spunem. Aveți nevoie de curaj pentru a produce schimbarea. Numărul 18 și numărul 13. Numărul 18 vorbește despre acțiune în planul fizic, curaj în planul fizic să fiu stăpân pe deciziile mele. Numărul 13 vorbește despre schimbare și transformare din interiorul meu. Avem o axă a identității, deci are legătură cu ceea ce îmi doresc eu, cu cine sunt eu în raport cu celălalt, semnul berbecului și semnul balanței. O acțiune care să înceapă odată și semnul balanței care vorbește despre diplomație. Curaj să fiu diplomat, dar curaj totuși să-ți spun ce am în minte. Foarte frumos! Foarte frumos! Și iată, în iubire! Din nou, balanța, iubesc frumosul. Am nevoie să-ți spun ce gândesc. Roșia este totuși un element acid în corpul nostru, gustos, dar acid, posibil ca în relațiile voastre zilele acestea, evident pentru unii dintre voi, să fi fost așa ceva picant sau poate acid și să fiți ușor necăjiți. Numărul 30 vine aici cu schimbare. Fie este vorba despre un copil sau are legătură cu un copil, fie persoana voastră iubită se poartă ușor copilărește. Și atunci este nevoie să ajungă la maturitate. Fie voi trebuie să aveți nevoie de un pic de răbdare, fie ei au nevoie de un pic de timp să se calibreze pentru că sunt ușor confuzi. Și vindecare. Da, trebuie să treacă prin niște probe, trebuie să-și găsească singuri drumul, trebuie să vă răspundă în iubire la o provocare pe care voi le-ați ridicat-o, care are legătură cu o acțiune pe care ei trebuie să o facă. Dragii mei, după cum văd eu aici situația, așteptați de la omul vostru iubit o decizie să hotărască odată ce vrea să facă. Evident, este un scenariu, dar îl văd foarte clar aici și am doar semnele berbec și balanță implicate. Nu vorbim doar despre aceste semne, ci vorbesc despre energia arhetipului berbec și balanță, despre axa individualității. Sunt două semne poziționate la 180 de grade. Ce mai văd aici este că puteți să faceți așa un fel de sweet talk, de vorba dulce mult aduce și această discuție să vă ajute în realizarea lucrului pe care voi îl doriți. Foarte frumos mesajul. Ce mai avem aici? Seducție și asul din mânecă. Aici vorbim despre omul vostru iubit, care este acum
pus în fața unui fapt împlinit, are de luat o decizie pe care nu o mai poate amâna și are opțiuni. Cugetă, nu se grăbește în decizia pe care o ia, deși voi reprezentați în viața lor un punct de atracție, vă vede foarte tentanți, foarte atrăgători, există posibilitatea să fiți totuși unii dintre voi implicați într-o situație de trio amoros. Și atunci, pe de o parte să fiți voi, pe de cealaltă parte să fie o altă persoană. Evident, nu pentru toată lumea. Posibil voi să aveți în gând două persoane și de asemenea să cântăriți opțiunile. În egală măsură, dacă niciuna dintre aceste două situații nu se aplică și sunteți într-o relație stabilă, posibil între voi doi să reapară acest sentiment al seducției și al apartenenței, să fie așa un joc de copii care să vă readucă pasiunea în relație. Să vedem și pe capitole. Energia este ușoară, dar energia este cumva lentă. Să vedem la relație. Ok, la relație situația stă un pic imatur. Dacă vorbim despre o căsnicie deja existentă sau despre o relație stabilă, atunci foarte multe lucruri sunt așa lipsite cumva de profunzimea, poate de care voi aveți nevoie și v-ați săturat, vreți să mergeți la alt nivel, vreți să simțiți că aparțineți, vreți să porniți pe un drum mai conștient, mai clar și partenerul vostru să fie cumva mai du-te vino așa, mai copilăros, poate nu are neapărat o dorință la fel de profundă ca a voastră sau nu vede lucrurile la fel de realist. Pe voi vă văd aici cu spatele. Puteți fie să înțelegeți omul acesta și să aveți răbdare, fie să faceți ceva în această privință și vom încerca să clarificăm despre ce este vorba. Pentru alții dintre voi, să știți că o persoană pe care voi îndrăgiți, dar pe care ați dat-o cumva uitării sau ați abandonat gândul către o relație cu această persoană, vă poate aborda zilele acestea și vă poate da mesaje din acestea mai pasionale, mai siropoase, amoroase. Însă cumva fiți cu băgare de seamă că sunt mesaje de tip cârlig, adică să vă agațe și nu au neapărat ceva concret în față, ci sunt așa, poate e plictisit sau chestii de genul acesta. Dar, într-adevăr, sunt sentimente acolo, adică există o bază, dar nu este neapărat ceva ce este planificat. Poate fi ceva de impuls. În altă ordine de idei, văd că veți avea o discuție cu persoana iubită, am aici un plic, despre ceea ce vă doriți și va fi o discuție pasională, cumva, și intensă. Și este un moment bun și prielnic să clarificați această confuzie și această dinamică neclară dintre voi doi, pentru că atât voi cât și ei sunteți cumva măcinați de niște griji pentru care nu vedeți o soluție în acest moment. Dacă sunteți persoane singure, atunci vedeți că sunteți cu spatele posibil la o oportunitate care este acolo lângă voi sau cineva vă curtează, dar s-ar putea să nu fie neapărat pe placul vostru în primă fază sau să nu îi acordați prea mare atenție din lipsă de încredere. Ce ne transmite cavalerul de cupe? Ne transmite că cineva într-adevăr vă face ochi dulci, vă trimite mesaje
siropoase sau cineva cel puțin are intenția și o va face în curând. Posibil unora să le lipsească curajul sau să nu aibă neapărat o inițiativă în acest moment dintr-o anumită cauză. Vedeți că aici apare cuvântul stimulare și curaj. Ceva îi ține în loc, ceva îi reține în loc. Posibil energia masculină să fie cea care încă balansează lucrurile, care încă nu este hotărâtă, deși sentimente are. Pentru cei care sunteți singuri, după cum spuneam, ochii mari, că s-ar putea să ratați ocazia unei relații de suflet împărtășite, o relație foarte frumoasă, dar pe care să nu o vedeți din anumite cauze sau pe care să o împingeți din realitatea voastră, efectiv să nu se manifeste, din cauza unor tipare de gândire ușor învechite sau care vă țin în loc și vă țin într-o frecvență de frică și de spaimă. Diavolul. Vorbim și despre iubire de suflet, dar vorbim și despre atracție fizică intensă, despre chimie puternică, despre atracție sexuală considerabilă. Și când aceste două elemente și componente se întâlnesc, lucrurile o iau puțin razna, pentru că sunt foarte greu de stăpânit. Pentru alții dintre voi, vedeți că s-ar putea să fiți prinși într-o relație de codependență sau ușor toxică, sau persoana voastră iubită să aibă așa o abordare ușor narcisică, da? Să fie ușor narcisistă sau narcisist, și dacă nu în adevăratul sens al cuvântului, pur și simplu să fie atât de obișnuit sau obișnuită cu voi, fiind disponibil în relația voastră, încât să vă ia de gata. Nu o fac intenționat, dar există o rutină, o obișnuință. Și atunci când voi sunteți acolo prezenți, indiferent de situație, da, clar că nu se mai uită cu atâta profunzime. Adică atunci când am ceva, de ce mi-aș dori să fac mai mult? Doi de spade înseamnă că trebuie să luați o decizie, să vă folosiți de intuiția voastră, să vă ridicați la un nivel mai înalt cu gândirea, cu gândurile, să lăsați mintea să fie limpede, pentru că în acest moment voi vă blocați cumva inspirația. Adică închideți ochii, practic, la niște lucruri nu tocmai plăcute pentru unii dintre voi sau care nu sunt neapărat în regulă. Închideți ochii la micile neplăceri, la semnele de avertizare pe care le primiți și evitați să confruntați, iată, o situație doar de dragul de a fi în această conexiune în care, da, există și iubire, dar în care nu există egalitate sau nu este echilibru în acest moment. Patru de spade spune că este un moment bun dacă sunteți cel puțin separați sau nu unul cu celălalt în apropiere, să vă odihniți puțin și să vă retrageți un pic din conexiune, în sensul că trebuie să vă concentrați atenția pe voi. Este de preferat așa, pentru că patru de spade înseamnă și vindecare, înseamnă că trebuie să realizați niște lucruri mai profunde care au legătură cu relația voastră și să vedeți exact cât efort depuneți voi, cât efort depun ei, să nu fiți naivi sau să nu trăiți într-o ușoară decepție sau într-un scenariu creat de mintea voastră pentru că închideți ochii și nu vreți să vedeți cu adevărat realitatea. În egală măsură, mai există aici posibilitatea ca să fie un moment pentru persoana voastră iubită mai important să-și centralizeze atenția către activitatea profesională sau să se ascundă acolo și să-i fie teamă să confrunte o discuție cu voi pentru că nu au curaj. Exact cum spuneam, nu au curaj. Persoana la care voi vă gândiți acum trece printr-o perioadă în care nu are chef, nu este într-un moment potrivit pentru a lua o decizie. Ține cu mâinile strâns de ceva, de ceva din trecut. Îi este frică să schimbe locul, să schimbe pereții, este frică să schimbe rutina, deși să știți că pentru mulți dintre voi are sentimente. Dacă sunteți persoane singure, atunci vedeți că voi spuneți că nu mai trebuie, mă orientez către viața mea și așa mai departe și ratați niște lucruri foarte plăcute
în ceea ce privește iubirea. Aveți aici șanse reale să fiți cu cineva și voi ratați acest moment bun și sincronizat. Și am cavalerul de monede. Toate se vor rezolva, însă nu la fel de repede pe cât voi v-ați dori. Se rezolvă lucrurile, primiți ceva concret de la persoana la care voi vă gândiți, după cum urmează, dacă sunteți separați. Veți avea vești, veștile vor întârzia un pic să apară, dar veți avea vești de la persoana aceasta. Între timp, este bine să vă ocupați de voi și să analizați exact dacă cumva se merită să stați așa în așteptare. Voi vă știți cel mai bine sufletul și viața. Dacă sunteți într-o căsnicie, atunci cumva persoana voastră iubită s-a cam ocupat de sinele propriu zilele acestea, iar voi ați cam făcut tot ce trebuia pe lângă și v-au luat, după cum spuneam, de bun, adică dacă voi sunteți acolo și faceți absolut tot ceea ce trebuie, de ce să depună și ei un efort? Poziționați-vă mai bine în relație și în povestea asta, pentru că au sentimente pentru voi, dar trebuie să lupte, ori voi nu le mai dați loc și ocazia să lupte. Iar dacă sunteți într-o relație, dar este așa cu du-te vino și nu știți exact despre ce este vorba, lucrurile se vor întâmpla. Se vor întâmpla înspre binele relației dintre voi, însă încet. Încet. Văd așa un fel de interval de o săptămână și jumătate. Vedeți că intră și Mercur în retrogradare în curând, unde comunicarea va fi ușor anevoioasă, dar Mercur intrând în Capricorn, fiind în Capricorn retrograd, totuși are ocazia să reia niște discuții, niște discuții serioase despre ce este tradițional. Așa ne spune și Cavalerul de Monede. Sunt niște discuții în acest moment care sunt cumva energetic poziționate într-o imaturitate și se vor aprofunda, vor crește, vor însemna ceva în curând. Mai aveți un pic de răbdare. Nu vă necăjiți pentru că veți rămâne așteptând așa cumva degeaba zilele acestea. Iată, vizită. Veți putea discuta fie cu cineva, fie persoana la care voi vă gândiți va discuta cu voi despre aceste lucruri și se remediază situația. Vizita aceasta înseamnă interacțiune dintre doi oameni, deci clar veți avea ocazia să discutați. Și aici vorbim despre niște bani. Pe unii îi rețin banii, pe alții îi reține disponibilitatea sau timpul, sau nu fac niște demersuri înainte în viața lor din cauza banilor, din cauza unor rețineri de tip financiar. Momentan. Pe partea financiară avem 6 de bâte, 7 de monede și lumea. Pe partea financiară stați foarte bine. Cumva văd că faceți bilanțul anului care urmează să se încheie. Aveți niște rădăcini aici. Ați plantat anul acesta niște semințe destul de fertile, da? Sau pământul, sau ce ați făcut voi este fertil anul acesta. Și ajungeți la o finalitate în sensul că nu veți mai depinde de situația voastră curentă. Dacă doriți să vă schimbați serviciul, veți găsi clar o ocazie. Dacă doriți să faceți o schimbare de natură financiară sau pe plan financiar, din nou, veți reuși. Da, veți reuși. Uite că am și pusnicul care spune că trebuie să priviți obiectiv și trebuie să aveți un pic de răbdare, să fiți foarte așezați și foarte relaxați în zona aceasta a vieții voastre. Trebuie să priviți lucrurile un pic obiectiv. 7 de cupe spune că aveți alegeri de făcut, dar s-ar putea să vă împrăștiați puțin energia în a dori prea multe lucruri sau în a nu fi consecvenți în direcția pe care voi doriți să o abordați. 5 de monede. De teama unei schimbări. Vă este teamă să faceți o schimbare, deși aveți toate cele necesare la îndemână să faceți schimbarea pe care voi vă doriți. Ne întoarcem aici. Aveți nevoie de un imbold și de curaj ca să faceți
acest pas aici și cartea Asul din Mânecă spune că este momentul să riscați un pic, să luați șansele din viața voastră. Trenurile astea opresc și ele în stațiile noastre când cum, știți cum e. Șapte de spade. Vă e frică să nu dați greș, vă e frică să nu vă înșelați sau amânați niște lucruri, da, tergiversați puțin, vă sabotați cumva singur de teamă. Nu este cazul pentru că aveți magicianul, ceea ce înseamnă că aveți experiență să aplicați pentru noi roluri sau aveți experiență pentru un nou început în zona de serviciu. Ce vă doriți voi va veni către voi, veți atrage aceste oportunități. Iar pe planul emoțional sau la sănătate, 5 de cupe, 3 de spade și cumpătarea. Trecut așa printr-o suferință, vi se pare că ceva nu a fost corect, vi se pare că ar fi trebuit să fie complet diferit. Aveți o reținere sufletească aici sau cineva posibil să vă fi dezamăgit, voi să vă fi avut așteptări mai mari decât cineva dezamăgit aici ar fi putut să facă și energia momentului vă spune să vă liniștiți pentru că există un remediu pentru această stare a voastră acum. Dacă v-ați certat, vă puteți împăca. Cumpătarea spune că ne putem împăca, dar că trebuie să purtăm această discuție sau că trebuie să aducem niște argumente diplomatic, după cum avem și aici în aceste cărți semnul balanței. Și că trebuie să ne punem și în locul celălalt, și în locul nostru, și să vedem așa situația dintr-o perspectivă mai largă. Patru de monede. Aveți o luptă pentru orgoliu aici, și vă luptați și voi și ei. Sunteți încăpățânați. Dacă v-ați certa cu cineva, este inutil și în zadar să aveți această atitudine, pentru că nu duce către nimic bun. 8 de cupe. Da, ne-am certat și am trântit ușa și am plecat. Și acum suntem supărați, fix acum ne-am certat când nu trebuia. Este temporar ce se întâmplă acolo, pentru că nici voi, nici ei nu vă doriți de fapt asta, ci împlinire de suflet. Și voi și ei își doresc iubire și voi vă doriți iubire. Iată, regina de cupe spune că vă doriți iubire. Iubirea poate veni către voi, dar într-o formă în care nu există orgoliu, ci suntem calmi, maturi și înțelepți. Se termină cearta asta și vă puteți împăca. În altă ordine de idei, dacă vorbim despre sănătate aici, atenție la ce mâncați, pentru că poate veni cu ceva provocări pe la stomac, cu provocări pe la intestine, alții dintre voi atenție pe unde călcați, da? Pe la glezne, să nu puneți piciorul greșit pe ceva, atenție la viroze, sunt foarte agresive și mai mult decât atât, vedeți că de la un mic lucru se poate amplifica foarte repede această stare de sănătate sau ce este aici și ce aveți voi. Ia să vedem cu ce are legătură această tristețe a voastră. Cu iubirea, da? V-ați certat, posibil, cu omul de lângă voi sau ați petrecut cumva sărbătorile singuri și vă doriți și voi pe cineva. Dacă vă doriți și voi pe cineva și sunteți singuri, nu vă mai temeți și nu stați în starea aceasta de oftat și de lamentare, pentru că aveți iubire în față, exact cum am spus și aici, și aici. Aveți iubire în față, da? Și dama de cupe spune tot asta. Iubire, iubire pură, iubire normală de suflet și pasiune. Dar riscați să vă închideți oportunitățile pentru că emiteți din energie joasă. Bun. Talismanele. Să vă relaxați un pic, este totuși o perioadă bună, asta spune aici talismanul, că trebuie să ne bucurăm de vacanță, este totuși o perioadă bună să ne relaxăm. Am și pisica albă și pisica neagră, vedeți orgoliu, da? Yin-yang, ce faci tu, fac și eu, țip tu, țip și eu, încercați să vă liniștiți și să vă relaxați un pic și voi și ei. Lucrurile se îmbunătățesc aici.
Cearta asta, dacă continuă, va lăsa urme în sufletul vostru și nu este indicat acest lucru. Iată, se poate încheia. Sunt situații din care învățăm și din care creștem, evoluăm. O cobră, care înseamnă o energie joasă și orgoliu, da? V-am spus de aici că vă luptați pentru orgoliu. Pisica, atac și fug. O să mai au talismane, dar mie mi-e clar că e ceva copilăresc care se întâmplă. Și uitați, aici am o mână divină care vine așa și ne ia de guler și spune: alo, ce faceți voi aici? Gata, hai să terminăm cu nonsensul, să terminăm cu joaca asta mică de copii. Uite, mai am un W care înseamnă că puteți elimina niște lucruri din viața voastră, că și voi și ei aveți niște scenarii și niște tipare și niște moduri de a face lucrurile la care țineți. Drept urmare, credeți că aveți dreptate și voi și ei și este complet greșit. Berbecul care spune că ceva începe, avem berbecul și pe masă, trebuie să avem curaj să deschidem subiectul și să vorbim cu calm și cu îndemânare și cu compasiune, înțelept despre iubire, deci nu așa cum se întâmplă acum în energia aceasta de frecvență joasă. Avem susținere, avem trei simboluri de susținere de la divinitate, de la univers. Sunt lucruri prin care toți trecem și la un moment dat situația se remediază. Bun, mai iau o carte oracol. Iată, avem aici serviciu sau servitorul. Cineva vă va sta la dispoziție. Asta înseamnă să fim un pic mai umili, să fim un pic mai modești, să lăsăm un pic garda jos, să lăsăm un pic orgoliul deoparte și să luăm lucrurile mai simplu. Căci simplu este mai bun. Ca semne astrologice, avem la zona de relație foarte puternic Taur, Fecioară, Vărsător, Balanță, Capricorn, Rac, Gemeni, Berbec și Pești. La partea de plan profesional, avem gemeni, gemeni din nou foarte puternic, taur, pești, fecioară, leu, săgetător și fecioară din nou. Iar la partea de stare emoțională sau sănătate, avem săgetător, pești, dar pot fi și celelalte semne de apă. Din nou pești, pești foarte puternic, deci o energie a compasiunii. Avem taur, săgetător, balanță și scorpion. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru momentul prezent. Vă îmbrățișez tare, haideți liniștiți-vă, vorbiți, discutați, lucrurile se pot remedia foarte frumos și foarte ușor aici. Ne apropiem de sfârșitul anului. Ar fi și păcat să fie altfel decât bine. Vă îmbrățișez pe toți. Să fiți bine și să ne reauzim în curând. Pa, pa!